Toate urăciunile trebuie să plece. Mesaj primit de Abby Kay pe 21.07.2022. Aruncați afară din casele voastre tot ce nu este de la mine. Ezechiel 14.6. De aceea spune casei lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu, întoarceți-vă și abateți-vă de la idolii voștri. Întoarceți-vă privirile de la toate urăciunile voastre. Toate urăciunile trebuie să plece din casele copiilor mei. Toate urăciunile trebuie să plece din casele și din inimile copiilor mei, indiferent cât de mici sau nesemnificative credeți voi că sunt ele. Nimic din lumea asta nu trebuie să se găsească pe voi și în casele voastre, pentru că judecățile mele vin și nimicitorul va mătura pământul ca să distrugă tot ce nu este de la mine sau nu se aseamănă cu mine. Acum este timpul să rupeți legăturile voastre cu lumea. Voi trebuie să fiți separați de lume și de tot ce este în ea. Voi nu sunteți din lume și lumea nu trebuie să se găsească în voi în nicio formă sau înfățișare. Aruncați tot ce nu este de la mine din rândul obiectelor din casele voastre, jocurile, muzica și filmele lumești, hainele lumești, bijuteriile, elementele de modă, accesoriile pentru cap, șuvițele, perucile, părul uman, etc., fardurile, încălțămintea care vă face să mergeți cu aroganță. Eu vreau ca nimic din lumea asta să nu fie pe voi. Rugați-vă la Duhul meu Sfânt și El o să vă călăuzească cu privire la ce să îndepărtați din casele voastre și de la voi și de la copiii voștri. Copiii mei au pus sânge pe stâlpii ușii și nimicitorul a trecut pe lângă ei. Sângele a fost jertfa fiului meu pe cruce pentru voi. Da, el vă acoperă și vă protejează, dar nu este un acoperământ sub care să vă ascundeți și să vă strecurați lucrurile din lume și să credeți că asta este în ordine. Eu nu sunt de acord cu asta. Babilonul nu face parte din împărăția mea și voi nu trebuie să luați nimic din ce aparține Babilonului. Ce vizionați, citiți sau ascultați, chiar la adăpostul întunericului sau când sunteți singuri? Voi credeți că nimeni nu vă vede și că devine micul vostru secret murdar. Eu, Domnul, văd totul, pentru că întunericul este ca și lumina pentru mine. Ce amintiri din trecut vă mai persistă încă în inimă și vă uitați cu dor înapoi la ele? Nu ați văzut ce i s-a întâmplat nevestei lui Lot când a tânjit după ce nu trebuia să fie? Lumea asta și toată mizeria ei se află sub judecata mea și a vă uita în urmă la ea cu dor în inimile voastre vă va îndepărta de mine, transformându-vă într-un stâlp de sare. Cui îi aparțineți? Lumea și tot ce este în ea și al ei, inclusiv oamenii, sunt idoli în ochii mei, de care v-ați agățat și pe care îi doriți. Ei nu pot să vă ajute, nici să vă audă când îi chemați. Trebuie să vă îndepărtați de toate aceste lucruri, pentru că în curând nu o să mai fie. Eu v-am cumpărat cu un preț foarte prețios, ca păcatul să mai continue să fie o parte din voi. Voi mai continuați să vă țineți de mânie, neiertare, gelozie, bârfă și defăimare, ură și de toate relele despre care se vorbește în cuvântul meu. Judecata vine și va fi atrasă de aceste urăciuni despre care vorbesc eu și veți fi judecați dur. Pocăiți-vă acum și îndepărtați toate urăciunile din casele și din viețile voastre. Treaba devine în final groasă și nu veți supraviețui ei. Vă spun asta acum ca să vă pocăiți. Nu puteți să mai fiți un prieten al lumii și să continuați să vă numiți copil al meu.
Copiii mei umblă în sfințenie și neprihănire, iar dușmanul nu poate să aibă pretenții asupra lor. Toate urăciunile aparțin dușmanului, iar el vă acuză zilnic în instanțele mele. Ce credeți că se va întâmpla când judecata va veni la casa voastră? Tot ce nu este de la mine nu va trece testul și va fi judecat. Fiul meu nu ia atitudine ca să apere inimi deviate care refuză să se pocăiască, ci apără pe aceea cu inimi frânte și smerite, care se pleacă înaintea mea în umilință, strigând după îndurare. Pe aceștia nu pot să-i refuz niciodată și harul meu îi va înveli. Întoarceți-vă de la căile voastre rele, smeriți-vă și rugați-vă, iar eu voi auzi din cer. Nu vă doriți să cădeți în mâinile mele pentru judecată. Eu sunt drept și corect și voi face asta cu dreptate. Repet, tăiați toate legăturile pe care le aveți cu generația asta rea, iar eu voi fi cu voi și vă voi acoperi. Citiți cum sfinții din vechime au plecat și au renunțat la tot pentru mine. Ei au suferit pentru numele meu și ei nu au privit niciodată înapoi, iar acum sunt fericiți cu mine, în sfârșit, primind ceea ce au văzut de departe. Credința voastră trebuie să fie deplină în vremea asta ca să faceți față la ce vine. Rugați-vă pentru această măsură deplină de credință. Pasaje din Biblie. Deuteronomul 32:36. Domnul va judeca pe poporul său, dar va avea milă de robii săi, văzând că puterea le este sleită și că nu mai este nici rob, nici slobod. Isaia 6:5. Atunci am zis: vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. 2 Corinteni 6:14-18. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Psalmul 139, versetele 11 și 12. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. 2 Cronici 7:14-16. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta. Acum aleg și sfințesc casa aceasta, pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie, și voi avea totdeauna ochii și inima mea acolo.